Da, dar erau implicați în tot felul activități patriotice, susțineau exact. Unirea, era o perioadă bine, dificilă. Nu pot să spun că și eu sunt mai puțin patriot, un om patriot, îmi iubesc țara foarte mult și sufletul meu este acolo și aici, dar poate că eu am cântat mai puțin direct anumite lucruri și nu știu ce să zic, în orice caz. A fost un accident, o dramă națională. Da, accidentul are multe semne întrebare. Apropo de premoniție, aș vrea să mai oferim o secvență. Doina l-a sunat pe Ion în seara de 29 spre 30 octombrie, înainte de a pleca spre Chișinău, rugându-l să nu plece în seara respectivă, pentru că simte că nu se va mai întoarce. Și așa a fost. Așa a fost. Doina, Ion, Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Dumitru Matkovski nu erau întâmplători legați de numele Adrian Păunescu. Ei toți, făcându-și în acele perioade actele de repatriere cu sprijinul tatălui meu, toți aveau adresa de domiciliu în strada Dionisie Lupu numărul 84, la noi acasă. De aceea, în dimineața de 30 octombrie, în zori, a sunat telefonul la noi, cred că a răspuns Carmen la telefon și a venit la mine și mi-a spus, a sunat cineva de la poliție și a întrebat dacă știm ceva, că a murit un cetățean, Ivan Teodorovici, cu adresa în strada Dionisie Lupu 84. Și eu în momentul ăla și Carmen am înțeles că el avea încă pașaportul sovietic, pașaportul rusesc, pe care era scris Ivan Teodorovici. Apropo de a treia premoniție, sigur, ea se regăsește într-o scrisoare a doilea. Dacă voi pleca în această seară, voi muri. Este vorba de niște hârtii pe care, în ultima clipă, plecând, pregătindu-și bagajul să plece, Doina ni le-a încredințat. Pentru Dar că de unde treaba asta? De unde premoniția? Și între aceste hârtii, în afară de această premoniție... Ea avea încredere în băieții ăștia doi, în Alexandru și în Cudal? Nu știu dacă avea, dar în mod sigur nu vrea să plece. Nu vrea să plece și Ion, mai mult de gura lui Vasile Cudal, a luat-o și au plecat. Și Cudalul ăsta cine era? Ce era un om de afaceri cu care ei făceau tot felul de firme, tot felul de tranzacții. Ei doreau cumva să ajungă la o rezolvare materială ca să-și susțină activitatea artistică. Și printre acele hârtii, lăsați-mă să termin ideea, se afla și o scrisoare, un text de cântec pe care Doina, cu câteva zile înainte, în timpul unui turneu al Cenacului, îl ceruse Tatianei Stepa. Tatiana Stepa cânta atunci piesa Foaie Verde, Spic de Pâine, Dacă aș ști că mor ca mâine. Și i-a zis Doina Tatianei, Tatiana, e un cântec extraordinar, vreau să-l cânt, dăm textul. Tatiana, săraca, să odihnească Dumnezeu, i l-a scris de mână și între manuscrisele acelea ale Doinei, încredințate nouă, cu câteva ore înainte să moară, se află și acel cântec. Suntem în legătură directă cu doamna Eugenia Marin, mama Doinei Teodorovici. Bună seara! Bună seara! Știm că Doina ar fi împlinit ieri o vârstă, dacă nu mă înșel, 51 de ani. Da, 51 de ani. Și nu mai e cu dumneavoastră și am fi vrut să vă întrebăm ce simțiți la totuși 17 ani de la moartea ei și dacă, mă rog, credeți în varianta că a fost un simplu accident. Bună seara tuturor! Bună seara! Sunt bucuroasă că ați făcut legătura cu familia noastră. Ieri la cimitir am făcut un parastaz de pomenire la care am fost foarte mult tineret, foarte mulți oameni, printre care și participanții la festival Concurs Internațional de Muzică Ușoară, Două Inimi Gemene, în memoria Doina și Ion Aldea Teodorovici, care ieri și-a încheiat lucrările cu Gala Laureaților la Palatul Național. Mă întrebați ce simt. Eu până acum nu se simțesc că Doina și Ion nu sunt. După cum am spus-o, până acum îi aștept. Și sunt convinsă că ea acolo de sus ne vede, ne spune un cuvânt de bine, un gând de bine și chiar de acolo de sus, cred că își ajută țara, așa cum spunea ea, că unde n-aș fi, unde nu m-aș afla, știu că Dumnezeu o să-mi dea putere să fac măcar cât își de puțin pentru această țară. Credeți în varianta accidentului, revin? Eu... Sincer. Poftim? Credeți în varianta accidentului? Știu că și dumneavoastră ați primit amenințări cu moartea, nu știu dacă e adevărat. Eu nu știu ce să spun despre acest accident, pentru că pe nimeni nu l-a interesat acest accident. A fost accidentul, a fost, ca toate accidentele. Așa că nici nu știu. Ceea ce cred eu,
trebuie controlat, dar Dumnezeu știe ce s-a întâmplat. Și Dumnezeu cu timpul va aranja pe toate la locul. Da, ați cerut vreo anchetă dincolo, pe marginea acestui caz? Știți, dumneavoastră, nu știu, nici n-am avut dorință și nici n-am avut marea plăcere să cer anchetă, pentru că ceea ce s-a făcut acolo la Foșereni a fost o parodie, n-a fost judecată. De fiecare dată avocatul spunea, drumul e vinovat, drumul e vinovat, parcă trebuia de judecat drumul. Da, ca să nu mai spun, să nu mai amintesc un amănunt cel puțin bizar, salvarea l-a luat pe Ion, care murise? Nu, lucrurile sunt așa. Doina a putut fi scoasă din mașină imediat și a fost dusă în primul rând spre Urzicene, apoi mașina s-a întors și când a ajuns la spitalul... Dar n-a venit întârziere mare salvarea? A venit așa cum vin salvările la noi, evident că nu imediat. Și apoi s-a întors la București. Andrei Păunescu. Andrei Păunescu, sunt doamna Eugenia. Andrei Păunescu, Andrei, nu e chiar așa, Andrei. Pe Doina n-a luat-o urgența. Pe Doina au pus-o pe banca din urmă, la o mașină particulară, dar pe cei doi care erau dinainte șoferi, pe cei i-au dus în urgență. Pe Doina a dus-o la urgența de la Urziceni. Oamenii care erau acolo în spital, în fața lui Dumnezeu, au spus că jurul că nu i s-a dat niciun ajutor, iar pe urmă au trimis-o în drum spre București, iar ambulanța n-a avut benzină și a trebuit încă să stea în rând mult timp ca să... Sorin Ovidiu Bălan, colegul nostru, ne poate lămuri, pentru că a fost acolo, la fața locului. Vă rugăm să rămâneți, doamna Eugenie, în continuare alături de noi. Da. Întâmplător eram de serviciu noaptea la redacție, când am fost anunțat ce s-a întâmplat, și am mers până acolo. Când ați ajuns? Pe la ce oră ați ajuns? Două și ceva. Ion abia dimineața a fost descarcerat. Da, Ion a deci stat în mașină până dimineața. Sincer, nici nu știam cine sunt. Inițial, când am fost anunțați la redacție, mi-a spus că este un accident. Era anul 92, când publicam toate accidentele. Mi-a spus că este un accident cu doi morți, era și aproape de București, era noapte. A doua zi ieșeam bine dacă băgam în ziar chestia asta. A plecat întâi o echipă de reporteri de la noi și m-am dus și eu după aceea. Deja cei doi, cu Dalb și cu celălalt, erau luați de acolo, erau duși deja. Și Doina, nu? Nu. Confirmă ceea ce spune mama. Nu. Salvarea a venit, dacă am înțeles, eu spun ce vorbeau oamenii. După aceea n-am mai făcut anchetă, pentru că noi n-am făcut decât reportaj. Deci doar am relatat ce se întâmpla. Oamenii de acolo spuneau că, și uite, sunt multe mașini și... oamenii spuneau că a venit foarte târziu salvarea. E adevărat. Acum eu nu știu dacă a fost pus la cale să vină târziu salvarea sau pur și simplu a venit târziu, pentru că, hai să ne amintim, era anul 92, salvarea a venit din Urziceni, care este la vreo 25-30 de kilometri de locul. Cel mult nici nu cred. Și ai prins-o pe Doina în viață? Da, deci din ce am văzut eu și din ce vorbeau oamenii de acolo, spuneau că ea respiră, că e în viață. Și atunci... Dar ai văzut vreun gest de ei? Nu, chiar mișcând nu. Toată constatarea ulterioară de la spital a fost că are organele interne distruse, avea glezna fracturată. Noi în dimineața am mers la Institutul Medico-Legal și am văzut-o scoasă, era moartă, deci, și am văzut-o scoasă, eu cred că din și acel dacă, frigider. Cred că dacă venea salvarea două secunde după accident, ea a fost mai puternică, dar oricum ar fi murit în drum spre spital. La 34 de ani. Uite, totuși mama vorbește despre o parodie de cercetare la fața locului. Da, asta e perfect adevărat. Deci asta e adevărat. Perfect adevărat. Ceea ce nu exclude astfel posibilitatea unor intervenții dinspre alte zone. Suntem acum în direct cu un martor, rămânem și cu doamna Eugenia, un martor al evenimentului. Nicolae, dacă informația mea este în regulă. Bună seara, domnul Nicolae. Bună seara. Bună seara, ați văzut ce s-a întâmplat? Bună seara, mă auziți? Da, sigur că da. Deci am fost în zonă în momentul când s-a întâmplat accidentul. Aș vrea să-l contrazic pe domnul Sorin. Deci nu sunt 25 de kilometri de loc unde s-a întâmplat accidentul până la Urziceni. Sunt decât 6 kilometri. Așa? De la Coșereni la Urziceni? Sunt 6 kilometri. Da, sunt 6 kilometri. N-are cum să fie 25. 25 de kilometri sunt până la Afumați. Să știți că eu bat drumul ăla, deci, și-l băteam Coșereni, la vremea aia des. Coșereni, Urziceni. Mă rog, asta are mai puțin de importanță. 6 kilometri, da, dar vreau să vă spun că salvarea a venit în mod premeditat mult mai târziu. Mai mult decât atât, cei doi bărbați care au fost în mașină, în față, n-au pățit nimic,